bună! Știai că statul, mai exact instituțiile lui, cheltuie o bună parte din banii colectați din taxe și impozite pentru a cumpăra bunuri și servicii? Probabil chiar în momentul în care urmărești acest video, o primărie, un spital sau o agenție de stat anunță sau deja a finalizat vreo achiziție pe bani publici. Doar că unde sunt banii, acolo sunt și interesele. Prin urmare, nu sunt puțini cei care încearcă să fenteze legea ca să semneze cu statul contracte deseori extrem de profitabile. Pentru că se știe cât de vulnerabil este acest proces al achizițiilor publice, în 2017 a fost creată Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, pe scurt ANSC. Aici corectitudinea desfășurării unei licitații publice poate fi pusă la îndoială. De regulă, astfel de contestații le fac agenții economici, care au participat în acest proces și au dovezi sau doar bănuiesc că licitația a fost viciată sau, mai grav, trucată. Noi nu investigăm fraudă și corupție în domeniu, noi examinăm pretențiile înaintate în cadrul procesului de achiziții publice, fie pe documentație, fie pe rezultat. Și dacă identificăm anumite probleme legate de riscuri de fraudă, corupție, acorduri anticoncurențiale sau cazuri de trucare, noi sesizăm organele competente prin transmiterea unui demers. Conform cadrului legal, decizia ANSC este obligatorie pentru părți și contractul care este semnat cu nerespectarea deciziilor ANSC este lovit de nulitate. Este adevărat că atunci când avem o achiziție care s-ar putea să fie trucată, dar nicio companie nu depune contestație, atunci ANSC nu poate face nimic. Dar acesta este un instrument, în primul rând, de filtrare a riscurilor de corupție, în al doilea rând este un instrument pentru apărarea drepturilor operatorilor economici, companiilor de piața achizițiilor, care sunt cumva defavorizați și nu li se respectă drepturile, dacă să vorbim de valoarea procedurilor care este contestată. Deci, practic, circa 60% din valoarea achizițiilor din Republica Moldova sunt contestate. În fiecare an, ANSC examinează în medie 1000 de astfel de sesizări. Spre exemplu, pe parcursul anului trecut, instituția a analizat 1095 de contestații, iar cele mai multe, 84%, se referă la nemulțumiri ce țin de rezultatul licitației, adică numele companiei desemnate câștigătoare, care urmează să semneze un contract cu statul. Totul este relativ. Dacă raportat la toate achizițiile care sunt desfășurate în Republica Moldova, cred că cel puțin fiecare a patru procedură este contestată. Ceea ce denotă că totuși există probleme în procesul de achiziție. Contestațiile pot fi depuse fizic pe suport de hârtie sau pot fi expediate prin poșta electronică. Totodată acestea pot fi completate online prin îndeplinirea unui formular. Ulterior, ANSC are la dispoziție maxim 2 săptămâni pentru a lua o decizie. Noi încercăm să fim la maxim transparenți. Deciziile noastre sunt publicate pe pagina web a instituției, deci fiecare actor interesat ar putea să acceseze pagina noastră web și să examineze deciziile care noi am adoptat. Prin urmare, dacă ești un cetățean activ, curios și te interesează cum se cheltuie banii publici și în buzunarul cui ajung, poți monitoriza licitațiile publice contestate pe site-ul Autorității Naționale de Soluționare a Contestațiilor, ansc.md. Astfel, la categoria contestații, găsești contestațiile în examinare, cât și deciziile luate de ANSC pentru fiecare caz în parte, din 2017 până în prezent. Deciziile pot fi descărcate la un clic distanță. Mai mult ca atât, orice persoană poate să participe la ședințele ANSC-ului, fără să anunțe prealabil. Informații despre ziua și ora desfășurării acestor ședințe sunt publicate, de asemenea, pe site-ul instituției. Urmărește felul în care sunt cheltuiți banii publici. Fii un cetățean informat și greu de manipulat. Iar dacă îți place ceea ce facem, dă like și abonează-te la canalul nostru de YouTube, ca să afli primul când vom publica următorul subiect. Dacă vrei însă să susții activitatea noastră, o poți face printr-o donație unică sau lunară. Detalii în postare. Toate bune!